Bine v-am regăsit! În momentele următoare facem cunoștință cu o sătmăreancă frumoasă și pasionată de tot ceea ce înseamnă lucruri frumoase. Cu ajutorul pensulelor creează picturi frumoase, picturi în ghilimele pentru că veți vedea despre ce vorbim. Aduce în fața spectatorilor frumusețea, punând în valoare creații, piese vestimentare și coafuri. Pe canapeaua roșie din studioul Informația TV, aici, la Sănătate, Frumusețe și Stil, se află alături de noi Gabriela Sas, make-up artist, dar și reprezentanta Gabi's Models Agency Satu Mare. Bine ai venit, Gabriela! Bine v-am găsit! Bine ai venit! Vreau să încep cu începutul și să mă duc direct undeva în tinerețea ta, așa, în copilărie. Mă gândesc de undeva a pornit pasiunea pentru modeling. Vreau să aflu dacă este prima pasiune. Da, așa este. Probabil inconștient, undeva pe la vârsta de 3-4 ani a pornit această pasiune, făcând prezentări de modă la mama acasă cu ținutele ei și cu pantofii ei. Și, bineînțeles, făceam adevărate spectacole vecinilor care se adunau să mă vadă și să mă aplaude. Iar apoi pasiunea mea a prins, să zic așa, pe la vârsta de 15 ani, când am pășit într-adevăr pe primul catwalk de la Vraja, mă rog, de la un restaurant din Carei. A fost un pas greu de făcut? Îți mai amintești? Nu neapărat greu, ci pur și simplu am văzut visul că a prins aripi și, într-adevăr, realitatea era alta decât ceea ce mă gândeam eu și vedeam eu la televizor pe vremea aceea. Dar a fost o experiență minunată și cu cât trecea timpul, cu atâta deveneam tot mai pasionată și deja cred că n-a mai fost pasiunea, a fost deja, pot să zic, parte din viața mea. Meseria de model este una foarte frumoasă. Spune-ne, te rog frumos, în câteva cuvinte, ce se ascunde în spatele frumuseții de pe podiul? Care sunt sacrificiile? E adevărat, este foarte frumoasă, dar ea și foarte multă muncă. Bineînțeles, în momentul în care vorbim de o prezentare de modă, vorbim de ore cu mult înainte de prezentare, unde fetele trebuie să stea la coafor, la machiaj, repetiții, fitting, adică probe de haine și așa mai departe. Deci până ce ajungem noi să fim pe catwalk, acele 5-10 minute, avem o muncă imensă în spate. Și cred că înainte cu atât mai mult, pentru că pentru a putea păși în fața spectatorilor trebuie să ai o anumită experiență, să spunem, să știi să mergi pe tocuri. Da, da. Noi, e adevărat că acum, în ultima perioadă, eu nu mă ocup de asta, având o domnișoară de la agenție, Denisa Bărbuș, care se ocupă de partea aceasta de instruire, dar e adevărat, ani de zile eu le-am instruit pe fete, de la primii pași, cum spun eu, exact așa ca și în viața reală și în viața de modeling, trebuie să urmeze anumiți pași. Pe tine cine te-a instruit? Ciprian Spuran. Atunci, pe vremea aceea, el era instructor la Casa de Cultură a Sindicatelor. Deci te-ai înscris la o școală de modeling? Da, și da. Așa am început. Asta se întâmpla în urmă cu câțiva anișori, să-i da. Spunem așa. Acum ai văzut cum era atunci, cum e acum. S-a schimbat ceva? Foarte la capitolul multe. Să ne pregătim pentru a deveni manechin. Foarte multe. Atunci erau altfel prezentările de modă, se cerea. Era bine, cam ca și dimensiuni, ca și înălțime, nu s-au schimbat. Poate tindem spre partea cea mai, modelul mai slab față de anii 50-60 sau știu eu înainte. Fetele automat de pe catwalk fiind mai slabe. Dar legat de prezentări, legat de coreografiile care înainte erau sofisticate și trebuia un coregraf care să se ocupe de chestia asta, acum este un catwalk simplu, se merge și se vine, sunt niște anumite poze, ca așa se numesc, care de oprire în față, dar depinde, bineînțeles, de la designer la designer ce dorești. Pregătim și noi în fiecare an Miss Crăciunița și fetele sunt ajutate să facă pașii corecți, să se oprească undeva la mijlocul culoarului, spun eu, pentru acea poză.
Și mi se pare destul de ușor în condițiile în care majoritatea tinerelor care participă la concursurile de Miss se pregătesc, fac modeling. Și vor și ele să ajungă să fie și modele. Vor și ele să fie modele. Toate fetițele visează, cred. Da, eu zic că, da, într-adevăr, așa este. Majoritatea domnișoarelor visează la lucrul ăsta. În schimb, nu oricine poate să devină un model. Cam care sunt criteriile pentru a reuși în această meserie? Pentru a face meseria aceasta, într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului și nu doar local, e nevoie de minim 1,72. Ca și înălțime, iar ca și dimensiuni bine apropiate de 90-60-90, dar apropiate spun eu pentru că sunt niște standarde, 88-89, maxim 90 în șold, deci 90 este deja mult, și pentru bust undeva la 80, deci nu neapărat să ajungem spre 90. Spre 90... sunt manechinele care prezintă lingeria intimă sau pentru catalogele de lingerie intimă, deci sunt diferite ca și stil, ca și dimensiuni, sunt altceva. Cam de când datează acest standard 90-60-90? Toate sunt, femeile sunt nebunite să ajungă cât de aproape. De foarte mult timp. De foarte mult timp. Deci, de pe vremea când eu erau model, era. Tot așa se cerea și atunci, 90-60-90? Da. Și la ce vârstă atingi aceste dimensiuni? Pentru că trebuie să ținem cont și de asta. Da, fetele la 12 ani nu poți. De fetele minore. Încep de micuțe să... Deci ca să fii un model internațional, vârsta minimă ar fi undeva de 15 ani, nu mai devreme. Nici nu este indicat, având în vedere că manechinele călătoresc singure, nu călătoresc însoțite de părinți. Cazurile fericite, cazul în care părintele își permite acest lucru și pe cheltuiala lui călătorește la prima ieșire din țară, este altceva. Dar în momentul în care părintele nu își permite și copilul, că este vorba de un copil, călătorește singur. Ajunge la o altă agenție de manechine, unde este preluată de managerul agenției respective, care, bineînțeles, îi face programul. Se locuiește într-un apartament cu alte 5-10 manechine din alte țări, adică trebuie să fie și pregătită psihic că acolo ea merge la muncă. Nu este o meserie ușoară. Nu pare de lux. Pentru că începe foarte devreme din. Da, așa din este și fragile. Trebuie să fie la 15 ani un pic mai matură decât, pentru că unele dintre ele chiar nu doresc să călătorească singure și așteaptă vârsta de 16, 17, ba chiar uneori și 18 ani. Toate fetele visează să devină manechin internațional? Sau păi mă gândesc că da. Din păcate, la noi în România nu avem exemple foarte bune de manechine din România, pentru că ce vedem noi la televizor, din păcate, nu este un exemplu pozitiv. Și nu asta este adevărata fața a lumei modei și a modelingului în general. Da. Deci nu se mediatizează exact realitatea. Modelele internaționale, din păcate, nu sunt cunoscute în România. Deși avem destule și sunt chiar și în top. Vorbești de românce. Vorbesc de românce, da. Avem o problemă, înseamnă și la acest capitol. Nu? Avem o problemă, este mediatizat alt fel de manechin, în ghilimele. Gabriela, spune-mi, te rog, cât te ajută pe tine faptul că ai fost model în ceea ce faci acum, faptul că conduci o școală de modeling? Mă ajută pentru că le înțeleg pe fete și știu ce înseamnă munca de dinainte a unui spectacol sau în momentul în care mergem la ședințe foto, se lucrează poate chiar până 12-13 ore, ceea ce nu e ușor. Mai avem o pauză de masă 5-10 minute, mâncăm rapid sau bem o pahar cu apă și continuăm. Mă gândesc că cele tinerele te văd ca pe o a doua mămică. Eu, dacă nu ca a doua mămică, sper ca și o prietenă. Eu vreau să am ajuns la aceste restricții alimentare. Toată lumea știe că manechinele sunt slabe. Da, așa ce este. Ce fac fetele ca să se mențină? Păi, n-au probleme la fel ca și fetele care nu fac modeling.
Ba da, sunt probleme, normal. Și în caz concret pot să vă spun, una dintre modele a plecat pe primul ei drum, a fost în Taiwan. Acolo fiind altfel mâncarea și aerul, da, clima, automat, în momentul în care o schimbi, corpul își spune cuvântul. Și s-a îngrășat. A ajuns undeva într-o lună cam la 5-6 kg plus. Nu este bine. Deci ea, dacă ar fi avut grijă de felul cum mânca și făcea sport, atunci nu ajungeam aici. Dar asta, cu timpul, ele, din experiență, o să își dea seama ce trebuie să facă și cum trebuie să facă, pentru că schimbând clima și țara și așa, trebuie să aibă grijă. Să ne întorcem la tine, când ai fost, da, tu manechin. Da. Ai urmat diete drastice. Am văzut la televizor chiar modele care le învățau pe cele mai tinere, modele suferinte de anorexie, bulimie, da, și alte boli, și le spuneau să nu facă la fel. Da, astea sunt cazuri extreme. Eu nu. Din, nu știu, n-am mâncat. Adică făceam și sport foarte mult. Mâncam normal, cred, ca și orice alt copil de vârsta mea. Nu, cred că prin sport m-am menținut foarte mult. Dar probleme cu eleve, să le spunem așa, de ale tale au fost? A fost nevoie să le spui, să le explici? Este nevoie, dar eu le explic la fiecare, pentru că tinerețea e frumoasă și nu ne dăm seama că urmările dietelor, că de fapt mâncarea nesănătoasă nu se vede atunci, se vede în timp. Și în momentul în care corpul nu mai are arderile cum ar fi trebuit să, și credem noi că are, în momentul în care ajungem poate la 20 și ceva de ani, ne dăm seama că ceva am făcut greșit, pentru că ne-am îngrășat. Dar de aici, bine, nu sunt în măsură, că dacă vă uitați la mine și eu am făcut multe greșeli și nu sunt în măsură să dau exemplu pozitiv, în sensul că mi s-a spus la un moment dat că ce exemplu le dai tu fetelor, având în vedere că tu ești puțin mai plinuță. E adevărat. Care a fost răspunsul tău? Asta ar fi interesant să aflăm. Da. Am născut un copil, printre altele, și e adevărat, nu mai fac sport, ceea ce se vede. Am încercat de câteva ori să reîncep partea cu sportul, dar nu am timp. Asta e, multă lume îmi spune că e o scuză, dar într-adevăr, efectiv, nu am timp. Mai sunt printre modele și foarte norocoase. Citeam cândva că Naomi Campbell nu are nevoie de diete, mănâncă ciocolată, mănâncă dulciuri, dar probabil are o structură genetică foarte bună și o ajută să arate cum arată, fără atâtea eforturi. Eu nu sunt de acord cu asta. Eu nu cred că nu face sport. Indiferent cât ți-a dat mama natură, trebuie să ajuți un pic. Și fără sport nu ar sta carnea. Dar una este ajuți un pic și una este să faci eforturile din cred răsputeri. Cred că până la urmă cele care fac eforturi uriașe să își mențină greutatea nici nu ajung modele. Nu trebuie să faci eforturi uriașe, trebuie doar să fii atent la ce mănânci. Atâta tot, să mănânci sănătos, să mănânci, că asta e ideea, deci nu să te înfometezi, să mănânci, dar să mănânci sănătos și să ajuți, bineînțeles, cu un pic de sport pentru tonifiere, pentru că la un moment dat și mușchiul acela, dacă nu îl antrenezi, se lasă. Avem și sătmărânce care au reușit în afara țării. Sătmărânce care au pornit de la tine. Da, așa este. Sunt. Am. Momentan sunt 8 fete care sunt modele internaționale. Vreau să întreb dacă se poate trăi din asta? Da, bineînțeles, și se poate trăi. Și cât de bine se poate trăi din asta? Pentru la noi că, în țară, în primul rând. La noi în țară, da, și da, să mergem și peste hotare. Să ne imaginăm că avem aici un model care are probabil tot a treia zi prezentare, nu poate să fugă de la serviciu, să aibă un alt loc de muncă. Să ne imaginăm că nu suntem în satul mare, că suntem în capitală, probabil acolo. Nici măcar acolo. Nici măcar acolo. Din păcate, România încă este mult în urmă. Se fac schimbări, nu spun că nu, și asta spun pentru că lucrez cu o agenție din București și știu ce schimbări a făcut el în ultimul an pe partea de modeling și pe partea aceasta. Dar încă mai suntem departe. Încă suntem departe față de străinătate și un model, ca să poată să câștige bine, numai în afară va câștiga.
aici, din păcate, la noi, încă nu se pune preț pe această meserie. Ai idee cam cât? Cât de bine? Ce înseamnă să câștige bine? Păi pot să vă spun, acum depinde unde se situează. Normal, ca și orice meserie, se începe de undeva de jos, da? Și ca să pornești cu o anumită sumă, cu anumit preț, să zic așa. În momentul în care ești începător, ai un anumit preț pentru cataloage, pentru prezentări, pentru așa mai departe. Și în momentul în care crești și cota ta crește automat, și asta ce înseamnă? Dacă ai prins o reclamă, dacă ai prins să faci niște cataloage pentru designer cunoscut și așa mai departe, cota ta crește și cu cât ești tu mai bine vândută, în ghilimele, cu atât cota ta crește și atunci prețurile sunt altfel. Unde sunt plecate sătmărâncile noastre? În ce țări? Lucrăm mult pe partea de Asia, dar lucrăm și pe partea de Europa. Momentan sunt la școală, deci partea de vacanță sunt plecate mai mult. Și atunci, pentru a fi model în România, asta înseamnă că ai un second job? Sau ăsta este cel de-al doilea job? Asta e o pasiune, îmi imaginez. Doar o pasiune? Trebuie să trăiești din Depinde ce îți dorești. Dacă îți dorești să rămâi pe plan local, dau un exemplu, da? Nu vei face niciodată o avere din chestia asta. Dacă dorești să fii model internațional și îți permite corpul, înfățișarea, atitudinea, buzunarul nu, că nu te costă pe tine ca și model, nu te costă, că toate sunt asigurate de către agenție până la un moment dat. Tot ce se investește în tine se recuperează din joburile pe care le ai tu în afară. Dacă le ai, dacă ești norocoasă să le ai. Adică este și un puțin noroc și, bineînțeles, atitudinea modelului, care contează foarte mult, care trebuie să fie sociabilă, să fie deșteaptă, să știe să vorbească orice cu oricine. Să vorbească limbi de circulație internațională. Asta neapărat. E bine că ai punctat asta pentru că se consideră că doar frumusețea contează. Nu, deci o fată poate să fie frumoasă dacă nu știe să fie sociabilă, dacă nu știe să vorbească o limbă străină, dacă nu se face plăcută până la urmă, pentru că indiferent unde merge, lucrezi cu oameni și dacă tu nu știi să fii sociabilă și nu intri în vorbă cu fotograful, cu etc., oamenii care de fapt sunt cei care în muncesc spate, cu tine, da, și care muncesc cu tine, atunci degeaba. Chiar cred că despre Adriana Limea spunea un fotograf celebru că a ajuns celebră tocmai datorită faptului că oricând, la orice oră, putea să vorbești cu ea orice și ți era mai mare dragul să lucrezi cu ea pentru că tot timpul era cu zâmbetul pe buze. Dar e și foarte frumoasă. Desigur, dar în plus mai are multe alte calități. Vreau să întreb până la ce vârstă? Până la ce vârstă pot visa tinerele manechine că vor rămâne pe podium? Asta depinde de la model la model. Sunt modele care își dor, chiar dacă s-au căsătorit și au făcut un copil, au revenit la dimensiunile lor normale și au putut să continue meseria aceasta. Depinde ce-ți dorești tu ca persoană. E adevărat că limitele aș putea spune 26 de ani, poate, sau 30 de ani, dar sunt manechine care lucrează chiar și la vârsta de 40-50. Să amintim pe Heidi Klum, care a revenit pe podium la scurt timp după ce a născut a patra oară. Ce exemple sunt și pozitive și negative și sunt în nume de... mari. Sunt numele mari totuși ale. Da, deci, dar se poate. Ideea e că dacă are voință, poate să-și revină la forma ei. Absolut, bine, ele au, îți dai seama, au antrenori personali, au nutriționiști, au, deci vorbim la de alt nivel. Au o situație financiară foarte, foarte vorbim bună. De alt nivel, automat, da. Pe care și-au creat-o. Dar eram curioasă, cât timp? Să știe și fetele la ce să se aștepte, 26-30 de ani. Să se gândească ce fac după. Depinde ce-și dorește ea. Dorește să devină model internațional și să practice un an, doi, cât să-și strângă niște bănuți sau, mă rog, sau dorește să facă meserie din chestia asta. Dorește să se căsătorească, să facă un copil, că până la urmă depinde de ea ce dorește. Ce se întâmplă în incinta unei agenții care pregătește manechinele? O zi de lucru, o ședință cu fetele. În ce constă ea? Păi eu în primul rând, după ce le cunosc personal, stau un pic de vorbă cu ele și le pun câteva întrebări cheie ca să-mi dau seama cât pot să lucrez cu ele sau cât timp.
și într-adevăr ce-și doresc. Au venit doar pentru că așa au auzit că e frumos sau au venit că într-adevăr își doresc lucrul acesta. Apoi noi vom facem pentru test, un test foto, să vedem cât de fotogenică este, pentru că este foarte important. Normal, la prima ședință foto, fetele sunt mai încordate, sunt mai crispate. Da, lume nouă. E și normal până la urmă. Unele, în schimb, acolo parcă se simt în adevărata lor, lor sens și se simt foarte bine. Și una vezi în realitate și una vezi pe poze. Nu recunoști. Și îți dai seama că da, acel este modelul care poți să lucrezi. E adevărat că am întâlnit și cazuri în care fetele erau foarte crispate la primele ședințe foto și eu ziceam așa un pic sceptică, nu prea o să pot să lucrez cu ea, dar încercăm. Și pe urmă mi-au făcut surpriza mare de a-mi demonstra că da, se poate și vor cu adevărat. Dar sunt și fete cu care, într-adevăr, nu pot să faci absolut nimic. Și după ce treceți de această ședință, ce se întâmplă? Le înveți să meargă? Apoi, în funcție de... Eu fac o evaluare după această ședință și îmi dau eu seama cam cu cine pot să lucrez și la ce nivel. Dacă pot să lucrez cu modelul respectiv internațional, iau acea ședință, o trimit la București, la managerul agenției cu care eu colaborez. Aștept părerea lui. El de cam într-o săptămână, două, maxim, îmi răspunde. Bineînțeles, și el cere părerea altora. Și așa e un circuit. Un lanț. Un lanț. În funcție de părerea și de părerea lui, eu fac strategia mai departe pentru lansarea fetei. Aici sunt multe, dar nici n-aș vrea să le dezvolui toate. Da, de lucru, da. Ești pusă, ai fost pusă până acum în situația în care trebuie să refuzi, să spui, draga mea, uite, nu consider... Din păcate, da, și din păcate în fiecare zi pe Facebook refuz, pentru că îmi scriu fete de 1,65, de 1,55, de 1,67, de 1,68 sau de 1,80, dar... cu dimensiuni peste 100 în șolduri și din păcate sunt nevoită să le refuz și să le răspund. E adevărat, nu întotdeauna poate este plăcut, dar nu am ce să fac. Dacă eu nu sunt sinceră față de ele și nu le răspund așa cum este adevărul, atunci le mint și da. Păcat. Nu vor avea și au complexe. Da. Îmi imaginez că așa cum ne-am confruntat toți la vârsta adolescenței și tinerele pe care le vedem în fotografii la prezentări sunt adolescente, au și ele complexele lor. De ce se plâng cel mai des? De sunt nimici. De sunt nimici. Asta este un complex, cred că așa, în general la manechine, dar repet, da, dacă vrei să devii un model celebru, depinde ce-ți dorești. Vrei pe partea de lingerie, atunci da, într-adevăr ai nevoie de sâni. Dacă vrei pe partea de fashion sau high fashion, că acum sunt și pe diferite care nici nu știu cum să-i spun, nu nivele, că sunt diferite. Este pe comercial și pe high fashion. Comercialul trebuie să fie un anumit tip de față, un anumit tip de să zicem, mai decor, vesel, o frumusețe deosebită. Poate asta e cuvântul potrivit. Iar pe high fashion sunt luate și modele ciudate, modele șterse, pale. Care poate le vezi și nu zici, bă, asta nu o să fie niciodată model și totuși ajunge să fie celebră sau să fie un model foarte bine cotat. Deci de asta zic că sunt pe categorii. Depinde la un moment dat au fost o mulțime de discuții pe tema modelelor. Cum trebuie să fie? Să renunțăm la modelele slabe. Se promovează femeia foarte slabă în prezentările de modă de la Paris, de exemplu. Nu. Modelul parizian întotdeauna este mai prea slab. Mai exagerat. Erau discuții. Micul ecran, am văzut specialiști. Da, sunt discuții și vor fi, dar din păcate sau din fericire, dimensiunile au rămas aceleași, nu s-a modificat nimic. Probabil de ochii lumii au mai scos ei și au mai încercat ei să... dar nu s-a modificat nimic. Vorbeai de complexul sânilor mici. Da. Este obligatorie naturalețea? Da, automat. Deci nu pot să-și Mă bucur că ai pus această întrebare. Da, este obligatoriu. Inclusiv la buze, la sprâncene.
Noi aici, în partea aceasta a noastră, satul mare, zona aceasta de lângă Vamă, avem o chestie ciudată, ce am observat eu, tatuare. Tatuarea sprâncenelor, sprâncene cât mai subțiri, cât mai diverse forme. Greșit. Ca să fii model internațional, trebuie să-ți lași totul natural, inclusiv sprâncenele. Și părul, culoarea părului? Inclusiv. Deci tot. Deci n-ai voie unghii false, n-ai voie să-ți vopsești părul, n-ai voie să-ți dai formă, altă formă decât cea naturală la sprâncene. Acum că ei, normal, dacă este prea groasă, prea te ajută puțin, dar foarte puțin, deci nu intri în forma ei, fără operații estetice. Deci, să fii tu. Să fii tu fără naturală. Ajutorul chirurgului, da. Sau așa mai departe. Cine se mai ocupă, tatuat sprâncene sau conturul buzelor? Da. O altă modă. Vreau să mergem acum puțin la machiaj. Așa. O altă pasiune de-a ta. Da. Când s-a născut? Și asta de undeva din copilărie. Deși eu pe mine nu prea îmi place să mă machiez, dar îmi plăcea să machiez păpușile, colegele, prietenele și așa. Mulți ani la rând, la noi în satul mare, nu a fost cu cine să lucrez pe partea aceasta. Pentru că nu a fost meseria aceasta luată ca și cum este acum, make-up artist. Era cosmeticienele care făceau și lucrul acesta. Neavând cu cine să lucrez pe partea asta la prezentările de modă, vrând nevrând a fost nevoită să fac eu lucrul acesta, să le machiez pe fete. Este un alt machiaj față de cel pentru femeile obișnuite? Eu am studiat foarte mult la început, înainte de a face un curs și eu profesionist, am studiat foarte mult partea aceasta pe internet, văzând prezentările de modă din afară și am încercat să copiez. Că întotdeauna, am reușit, de undeva. Dar am încercat să mă inspir ca să atindem și noi spre ce vedem în afară. Și legat de prezentări de modă, și legat de freze, și legat de machiaj. Apoi, ulterior, văzând că tot fac chestia asta și am zis, de ce să nu fac ca și o profesie? Și am făcut un curs de make-up. Și așa s-a născut make-up artistul Gabriela Sas. Avem mai puțin de 3 minute, foarte repede a trecut timpul. Și vreau să ne spui și două cuvinte despre fetița ta și dacă ai încuraja-o să devină manechin. Eu da, și chiar mi-aș dori din toată inima. Da, am o fetiță, în iulie împlinește 8 ani. Mulțumesc. Alexandra Ștefania Sas, da. Eu, după cum o văd momentan, chiar are seamănă cu tine. Da, are un corp frumos, e înaltă, e slăbuță. Acum depinde cum se va dezvolta și ce va dori ea. Dar eu chiar mi-aș dori din toată inima să urmeze. Ești o mămică model. Așadar, ai susține și fetița să meargă pe același drum, de ce nu? Da. Sau chiar să meargă în afara țării și să devină un model internațional. Aș fi foarte încântată, da. Personal, proiecte de viitor? Proiecte de viitor. De viitor, și mă refer aici la 2014, să nu mergem până în 2020 ca fondurile europene. Păi nu am așa un proiect anume. Anul acesta împlinim 18 ani de existență ca și agenție. Sunteți prima din satul mare? Da, mulțumesc. Așa este, mulțumesc. Probabil, acum nu vreau să divulg mai mult pentru că poate nu mi ies, știi, cu planurile de acasă, cu cele bunii. De... Așa? Pregătim ceva, dar nu vreau să spun nimic până ce nu va fi concret. E surpriză. Da. Noi îți dorim mult succes în tot ceea ce faci. Îți mulțumim că ai participat la emisiunea noastră. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Sunteți drăguțe. Și poate peste mai mulți anișori o să vină fiica ta împreună aici cu tine să ne spună care sunt secretele reușitei. Și să ne spună cum e dincolo. Da. Și cât de bine se trăiește din această carieră, această meserie până la urmă. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu Informația TV!